Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vă invit să urmărim principalele subiecte ale zilei. Premierul Victor Ponta s-a aflat astăzi în județul Satu Mare. Acesta a declarat că guvernul va sprijini obiectivele investiționale ale sătmărenilor. 14 mai 1970, data de care și-au amintit astăzi sătmăreni împreună cu autoritățile locale și județene. 4 accidente în aceeași zi, mai multe despre aceste subiecte avem acum în jurnal. Aflat la Satu Mare, într-o vizită de lucru, premierul împreună cu conducerea executivului s-au întâlnit cu reprezentanții autorităților locale și cu șefii instituțiilor deconcentrate. Liderii guvernului au dorit să discute cu aceștia despre viitoarele proiecte pentru județul Satu Mare. Guvernul va sprijini obiectivele investiționale ale sătmărenilor. Atât primarii cât și conducerea instituțiilor au participat la discuțiile cu liderii executivului. Vicepremierii Liviu Dragnea și Daniel Constantin au vorbit despre realizările de până acum de la nivelul județului nostru. Daniel Constantin a subliniat importanța atragerii de fonduri pentru agricultură, în timp ce Liviu Dragnea le-a cerut primarilor să se grăbească cu cheltuirea banilor pentru a se putea suplimenta fondurile pentru proiecte. Am avut o discuție cu domnul primar Boica pentru municipiul Satu Mare. Și pentru tot ce înseamnă zonă urbană, premierul a decis să alocăm o sumă semnificativă în cadrul programului operațional regional. Cine Greștiu va avea acces la fonduri europene și o sumă semnificativă și celelalte municipii, Carei și, sigur, municipiul Satu Mare. Este important ca tot ceea ce faceți pe fonduri europene să faceți respectând toate procedurile. Rugămintea mea la dumneavoastră este ca banii să cheltuiți foarte repede, în sensul că să puneți presiune pe constructori ca lucrările să se efectueze fără să facem rabat de la calitate, dar este important pentru că sunt șanse serioase ca după rectificare să, tot din suma inițială, să putem veni cu suplimentar acolo unde lucrările au fost finalizate sau acolo unde banii au fost cheltuiți. Începeți să pregătiți aceste proiecte și să vă aliniați la start în condiții egale, fără niciun fel de criteriu subiectiv. În egală măsură mă bucur că sunt foarte mulți tineri din județul dumneavoastră care au contractat proiecte pe PNDR 2007-2013. 288 de tineri s-au instalat în ultimii ani în mediul rural cu finanțări 100% nerambursabile, cuprinse între 25.000 și 40.000 de euro. Premierul a dorit să atragă atenția autorităților asupra răspunderii pe care o au față de cetățeni în ceea ce privește informarea lor despre reformele făcute de către guvern. Centura municipiului, al treilea pod, dezvoltarea aeroportului, dar și neaccizarea pălincii sunt doar câteva dintre problemele pentru care premierul vrea să găsească soluții. Mesajul meu pentru dumneavoastră este, indiferent de ceea ce ne desparte din punct de vedere politic în campanie electorale, să lucrați împreună pentru binele județului Satu Mare, să aveți grijă cu implementarea unor măsuri pe care trebuia să le luăm de mult. Și anume, persoanele cu dizabilități, știți că în sfârșit noi mai punem să vină în fiecare an să le recertificăm. La fel, includerea unor noi medicamente pentru boli grave pe lista de medicamente compensate, pachetul de bază, că avem studiu de fezabilitate, avem banii din FEDER, săptămâna viitoare, în sfârșit, dă drumul la licitația pentru centură și pentru al treilea pod. Încerc să rezolv și aici, sper să mă ajute autoritățile locale, Consiliul Județean în primul rând, care are aeroportul, ca să găsim altă sursă de finanțare, tot din fonduri europene. Autoritățile județene au mulțumit pentru sprijinul pe care executivul îl acordă pentru realizarea obiectivelor investiționale de la noi din județ. În plus, au dat asigurări că la Satu Mare se lucrează în echipă, indiferent de apartenența politică. În sfârșit, simțim și noi, sătmărenii, că a răsărit soarele guvernamental și pe ulița noastră. Noi ne angajăm să urmărim aceste lucrări și încercăm cât mai repede să mișcăm tot județul. Am fost un pic uitați și tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc pe această cale că avem în momentul de față acest sprijin guvernamental. Cei doi vicepremieri, Liviu Dragnea și Daniel Constantin, vor reveni luna viitoare în Satu Mare pentru a discuta cu autoritățile în detaliu despre proiectele pe care le au. Paisprezece mai este o zi cu o semnificație aparte pentru sătmăreni. În urmă cu 44 de ani, Someșul s-a revărsat și a afectat grav mai multe zone din județul Satu Mare. De atunci, în fiecare an, au loc comemorări la monumentul din cartierul 14 mai.
13 mai 1970, autoritățile județene din satul mare încercau să liniștească populația județului. Ziarele locale anunțau că în județ e liniște, iar comandamentul județean a luat măsuri de precauție. Dezastrul avea să se producă în 14 mai la ora 12. Digul din satul Cucu avea să cedeze, iar puhaile au inundat orașul cu o viteză de 36 de km pe oră. Două treimi din municipiul satul mare era acoperit de apă. Se întrerupe furnizarea energiei electrice, orașul e paralizat. Când a început să revarse peste dig, a venit apă peste noi și am fugit. Mai mulți oameni, majoritatea militari, circulau cu bărci și felinare să salveze ce s-a mai putut salva. Unii au fost găsiți în mijlocul apelor, dar urcați în copaci, de unde strigau să fie salvați. De fapt, întregul oraș era pe străzi, cuprins de jale, speriat, agitat la culme, încercau să dau un ajutor oricui și oriunde, dar în final dezastrul a fost groaznic. Au trecut 44 de ani de la dezastrul din satul mare. 56 de oameni și peste 20.000 de animale au ucis someșul în data de 14 mai 1970. Alte câteva mii de sătmăreni și-au pierdut agonisia după ce apele învolburate au acoperit o treime din județ și mai bine de jumătate din satul mare. În cifre seci, pierderile suferite de populație au fost estimate de autoritățile de atunci la 260 de milioane de lei. Astăzi s-au împlinit 44 de ani de la inundațiile din 14 mai 1970. Pentru a comemora victimele inundațiilor de atunci și în acest an, la monumentul din cartierul 14 mai, a fost organizată o manifestare memorială. Evenimentul a debutat dis de dimineață pe o ploaie care aducea aminte de acele zile tragice. A început cu o slujbă în memoria celor care nu mai sunt, iar apoi autoritățile locale și județene au depus coroane la monument. Moment de comemorare a victimelor din timpul inundațiilor din 70 e un moment la care am simțit nevoia să fim alături de cei care și-au pierdut atunci rude, copii, mame. În 1970 a fost cea mai mare calamitate naturală care s-a abătut asupra orașului satul mare. După ziua de 14 mai, în doar 4 zile, printr-un efort uriaș, cele mai mari fabrici din satul mare și-au reluat activitatea, iar în județ au ajuns mii de tone de alimente. Apoi, într-un singur an, în satul mare s-au construit 3275 de apartamente și 870 de case. Primarul Dorel Coica și candidatul pentru alegerile parțiale pe Colegiul 2, Ovidiu Silaghi, au anunțat că se lucrează la proiectul pentru fluidizarea circulației de la intersecția Burdea. De asemenea, aceștia iau în calcul și demararea lucrărilor pentru al treilea pod peste Someș. Aflați într-o inspecție pe teren, primarul și fostul ministru al transporturilor au vorbit despre proiectul primăriei pentru fluidizarea circulației de la intersecția Burdea. Primarul vrea ca de pe podul Decebal să se poată circula pe 4 benzi în loc de 3 câte sunt acum. O să demontăm stâlpii de curent. O să încercăm să facem acel cablaj, să-l facem subteran. De asemenea, o să intrăm puțin și pe partea dreaptă, cum veniți dinspre 17 sau stânga, să putem să lărgim puțin carosabilul și vom obține 4 benzi, 2 de intrare către 17, 2 de ieșire. Și în felul acesta sperăm să decongestionăm podul, în special la orele când este foarte, foarte plin și se circulă foarte greu. Un alt proiect important pentru fluidizarea traficului în municipiu este și al treilea pod. Candidatul Alianței PSD-UNPR-PC pentru alegerile din Colegiul 2, Ovidiu Silaghi, este de părere că acesta nu este imposibil. Acesta a militat pentru acest proiect, precum și pentru șoseaua de centură când era ministru al transporturilor. Premierul a confirmat astăzi alocarea 380 de milioane de lei pentru investițiile în infrastructură. Documentația este finalizată în sfârșit pentru a licita șoseaua de centură și al treilea pod. Sperăm că cu al treilea pod vom decongestiona centru. Camioanele vor trece pe acolo, nu vor mai fi obligate să aleagă cele două poduri. Avem studiu de fezabilitate, avem banii din FEDER, săptămâna viitoare în sfârșit dă drumul la licitația pentru centură și pentru al treilea pod. Asta am rezolvat. În cel mai scurt timp va avea loc licitația și vor demara lucrările. Din Cluj așteaptă clienții într-un mod inedit. Ce surpriză le pregătește, aflați în câteva momente la știri. 4 accidente au avut loc ieri în județul satul mare. Bilanțul evenimentelor este de 2 răniți grav și 3 răniți ușor. Pe strada Victoriei, din localitatea Negreștoaș, a avut loc un accident de circulație. Un pensionar de 70 de ani s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure și a fost accidentat de un autoturism condus regulamentar de o tânără în vârstă de 20 de ani.
În Ardud, o fetiță de 9 ani s-a angajat în traversarea părții carosabile prin loc nepermis și tot fără să se asigure și a fost acroșată de un autoturism. În municipiul Satu Mare, în jurul orei 23, au avut loc două accidente de circulație. Primul eveniment s-a produs pe DN19 la intrarea în municipiul Satu Mare dinspre localitatea Botiz. Un șofer negreștean a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar în fața sa. În urma impactului, cele două autoturisme implicate au părăsit partea carosabilă, iar mașinile au intrat în șanț. Un alt accident s-a produs la intersecția străzilor Vasile Lucaciu cu Cardinal Iuliu Hosu din municipiul Satu Mare, când două mașini s-au lovit. În ambele accidente care s-au produs în municipiul Satu Mare, conducătorii auto responsabili de producerea evenimentelor rutiere aveau o alcoolemie peste limita legală. Incendiu în localitatea Bercu. Inspectoratul pentru situații de urgență Someș al județului Satu Mare a fost anunțat astăzi la ora 0:19 despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească din Bercu, comuna Lazuri. La fața locului s-a deplasat detașamentul de pompieri Satu Mare cu două autospeciale de stingere. Ardea construcția din lemn al acoperișului pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. În urma intervenției prompte a pompierilor militari au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 15.000 de lei. Valoarea pagubelor materiale se ridică la aproximativ 100 de lei. Polițiștii de frontieră sătmărene au depistat la ieșirea din țară un tânăr din Bacău care era dat în urmărire internațională. Ier, în jurul orei 19, la punctul de trecere a frontierei PETA, s-a prezentat pentru a ieși din țară un bărbat suspect în vârstă de 27 de ani. Cu ocazia formalităților pentru ieșirea din România la controlul de frontieră, polițiștii au constatat că tânărul figurează ca fiind urmărit internațional. Autoritățile din Franța îl căutau din februarie pentru că pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare după ce băcăuanul a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt din bancomate. Acestuia nu i s-a permis ieșirea din țară, iar autoritățile de frontieră l-au predat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Satu Mare. O mie de carnete de partid au fost înmânate de președintele PSD Victor Ponta celor mai noi membri ai formațiunii politice pe care o conduce. Toți tineri și dornici de afirmare, cei din TSD au avut astăzi ocazia să se întâlnească cu conducerea națională a partidului, care le-a vorbit despre încrederea pe care o au în cei care acum se află la începutul carierei lor politice. Niciodată organizația de tineret a PSD nu a fost atât de puternică și de numeroasă. Eforturile președintelui PSD Satu Mare, Mircea Govor, de a încuraja tinerii și-au găsit răspunsul în cei peste 1000 de noi membri ai TSD. Acești tineri minunați, care de astăzi vor fi noi colegi ai noștri în TSD Satu Mare, și nu sunt puțin, sunt 1158 de noi membri, domnule prim-ministru. Cu acte în regulă și vă asigur că partidul este pe mâini bune. La festivitatea de astăzi dedicată TSD au fost invitați liderii marcanți ai partidului alături de președintele național Victor Ponta. Acțiunea de înmânare a carnetelor de membri pentru cei 1000 de tineri a fost deschisă de președintele tineretului social-democrat sătmărean Raul Băbțan și liderul național al TSD Mihai Sturzu. Ziua în care se confirmă astăzi noua forță a partidului de când fac și eu parte de 6 ani. Astăzi 1000 de tineri, printre care președinții de organizații locale, își vor primi carnetul de membru, o carte de vizită pentru politica românească, dar și pentru politica europeană. Domnule președinte, domnilor președinți, doamnelor și domnilor, aveți în fața dumneavoastră puternica organizație TSD Satu Mare. Liderii partidului și-au exprimat susținerea față de tânăra generație și convingerea că aceasta va continua să ducă mai departe doctrina social-democrată. Organizația PSD Satu Mare a devenit una dintre cele mai bine structurate organizații pe care le are partidul. Un rol important l-au avut mulți oameni. Mircea Govor, domnul Coica, Paula, cei de la tineretul care am discutat mult timp. Și pot spune că vin de multe ori aici, de câte ori vin cu foarte mult drag. Social-democrația, deci, se dezvoltă în perioada generației acesteia de 40 de ani. Iar ce vine din urmă, domnul ministru, uitați-mă așa. După ce se încheie sărbătoarea, să nu uităm că suntem în campanie și la muncă. Vă verific! Cel mai așteptat discurs a fost cel al premierului Victor Ponta. Acesta le-a reamintit tinerilor că și el a fost la rândul său membru al TSD înainte să ajungă premier și că ascensiunea sa politică e garanția că oricine face parte din PSD poate ajunge departe dacă are calități de lider. Este singura organizație de tineret
nu doar din România, și din multe alte țări, care până acum a dat un prim-ministru, mulți miniștri, președinți de consilii județene, parlamentari, europarlamentari, dacă vă place și vă doriți să faceți politică și vreți să faceți ceva pentru ceilalți, nu doar pentru dumneavoastră, atunci chiar cred că ați făcut o alegere bună și vreau să vă zic că a fost președinte al PSD, că sunteți bineveniți și că vă urez tot succesul din lume. Tinerii socialdemocrați au scandat la unison că îl vor pe premier președinte după alegerile din această toamnă. În aplauzele tuturor, liderii organizațiilor locale ale PSD au primit carnetele de partid pentru noii membri chiar din mâna președintelui social-democrat Victor Ponta. Comuna Sucur. Urmează Racșa. PSD Odoreu. Corina Crețu, Daciana Ponta și Ioan Mircea Pașcu au vorbit astăzi tinerilor socialdemocrați despre activitatea pe care o derulează în interesul României la Parlamentul European și le-au mulțumit acestora pentru eforturile pe care le depun în campaniile electorale. Daciana Ponta le-a și lansat o invitație tinerilor. Aceasta îi așteaptă cât mai repede la Bruxelles. 70% din legislația din țara noastră are legătură cu cea comunitară. Europarlamentarul și candidatul Corina Crețu a subliniat importanța actualelor alegeri pentru legislativul Uniunii Europene și a mulțumit tinerilor pentru munca depusă în această campanie. Vă doresc foarte mult succes, să fiți convinși că noi în Parlamentul European ne propunem și facem foarte multe lucruri pentru tineri. Practic 70% din legislația care se aplică în acest moment în România, se adoptă la Bruxelles și nu la București. Alături de ea a fost și colegul său Ioan Mircea Pașcu și acesta consideră că tineretul este principalul motor pentru toate acțiunile întreprinse de un partid politic. Mă bucur așa de mult să văd aici o sală plină de tineri care să răstoarne acest mit că partidul nostru este partidul generației a doua și a treia. Pentru că dumneavoastră, prin încrederea pe care o acordați, și cred că acest lucru se datorează și faptului că conducerea partidului e o conducere tânără. Și noastră aveți mai multă legătură cu oamenii tineri din conducerea partidului și iată că partidul câștigă astfel foarte mult prin prezența dumneavoastră. Sunt convins că și în aceste alegeri, dar mai ales la toamnă, dumneavoastră veți fi motorul campaniei noastre electorale aici în sector. Daciana Ponta, pe lângă mulțumirile adresate tinerilor, le-a făcut acestora și o invitație surpriză. Vă mulțumesc pentru sprijin și susținere și vreau doar să vă spun că să vă bazați pe echipa noastră de europarlamentari, că o să vă reprezentăm cu demnitate la Bruxelles și de asemenea să vă spun că vă așteptăm cu drag oricând în vizită acolo. Sigur că noi vom adresa invitația președintelui de la tineret și domnului Bobo. Sătmărenii sunt chemați la vot pe 25 mai pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul European. Legislația comunitară este la fel de importantă ca și cea făcută la nivel de stat, deoarece are prioritate față de cea internă. Premierul Victor Ponta a vizitat astăzi fabrica celui mai mare angajator din Satu Mare. Concernul german are în județul nostru aproape 7.000 de angajați și dorește în continuare să facă investiții la noi în țară. Prim-ministrul a vorbit conducerii întreprinderii despre facilitățile pe care guvernul le va acorda firmelor și și-a exprimat speranța că în continuare relația dintre stat și concernul german va funcționa la fel ca și până acum. Very pleased to meet you and thank you very much for inviting us. Fabrica de la Satu Mare este cea mai mare a grupului nemțesc de la noi din țară, iar pentru anul în curs, investitorii se pregătesc să angajeze încă alte 600 de persoane. Avem partea de producție, de cablaje electrice și componente de interior. De asemenea, avem un parte de dezvoltare tehnică și de produs pe cele două sectoare, respectiv
cablaje electrice și componente de interior. Avem anumite funcții centrale, ceea ce înseamnă că anumite funcții de la headquarter au fost transferate către România, respectiv în, în zona de IT, parte de dezvoltare de soft, parte de SAP, de asemenea în zona de, de aprovizionare, deci activități de aprovizionare se desfășoară din România pentru toată Europa de Est. Este cel mai mare investitor. În juristul s-a aprobat poate chiar mișurile de progres a țării. Și acest lucru derivă din faptul că numai anul trecut s-au investit peste 25 de milioane de euro pentru extinderea tuturor activităților care se dubează în toată mare. Premierul a dorit să reafirme sprijinul guvernului pentru investitorii de bună credință care au o relație corectă cu statul român, la fel ca și concernul german. La nivel executiv s-au luat mai multe decizii care vin să ușureze povara fiscală a dezvoltatorilor. Infrastructura este în continuare o prioritate pentru încurajarea investitorilor străini. Faptul că se creează noi locuri de muncă este cel mai important lucru și din partea guvernului, companiile, așa cum este Draxel Mayer, companii serioase, companii care investesc, care creează locuri de muncă și care sunt la zi cu toate obligațiile fiscale, pentru că și asta e important, acest gen de companii merită sprijinite. Iar ceea ce este cel mai important din punctul de vedere al relației guvern-investitori este partea de predictibilitate și stabilitate fiscală, că de la 1 iulie profitul reinvestit va fi scutit de orice fel de impozit și vom scădea contribuțiile de asigurări sociale în așa fel încât costul, taxarea muncii să fie mai competitivă și mai redusă. Iar ceea ce avem noi de făcut în continuare, și asta mă gândesc zi de zi, îmbunătățirea infrastructurii. Premierul a avut ocazia să viziteze și unitățile de producție și să se întâlnească cu cei care coordonează și lucrează la producerea sistemelor electrice și de interior. Hala este nouă, este iluminată, este aerisită, este asigurată din toate punctele de vedere pentru realizarea unei confortabilități și susținute pentru oamenii care lucrează aici. Alături de premier au fost prezenți și liderii locali și județeni care și-au exprimat și ei sprijinul pentru cel mai mare angajator de la noi din județ. Lași telefonul mobil, ai reducere la nota de plată. O cafenea din Cluj încearcă să-i convingă pe tineri să renunțe măcar pentru o oră la vorbitul la telefon și la rețelele de socializare. Clienții sunt rugați să își lase aparate într-o tăviță specială la intrare și să le ofere prietenilor de la masă zâmbete, nu emoticoane pe internet. Dacă sunteți de acord să vă puneți telefonul în această tăviță și în schimb veți primi o reducere de 10%, ideea este să comunicați între voi și să nu mai stați pe rețele de socializare. Chiar dacă ies la o cafea cu prietenii, tinerii uită să socializeze și preferă să-și folosească telefoanele mobile. Cu toate acestea, oferta cafenelei a prins în rândul clienților. Îmi place foarte mult și cred că sper că o să funcționeze și o să meargă. Că mi se pare mai ok să vorbim între noi decât să tot buzăim telefonul. Că tot timpul oriunde ești, toată lumea vezi cu telefoanele în mână, chiar când și ieșim la o cafea. Nu mai vorbim între noi, pur și simplu tot timpul pe telefoane și chiar ar fi o idee foarte bună. N-a fost greu să renunți la telefon? Nu, n-a fost greu. Te-am văzut, erai cu prieteni aici, dar totuși și cu telefonul. Da, știu. Socializăm. Online? Da, online. Există însă și tineri care nu acceptă să renunțe la telefon nici măcar pentru câteva minute. M-am obișnuit zilnic, îl folosesc, te sună prieteni, colegi. Am nevoie de el. Ideea campaniei le-a venit unor studente de la Facultatea de Comunicare care au vrut să schimbe comportamentul prietenilor lor. Ideea acestei campanii este ca oamenii să socializeze între ei și campania constă în faptul că persoanele trebuie să-și pună telefoanele pe o tăviță, pe masă și să nu îl folosească, să nu intre pe rețelele de socializare. Urmăream acum într-o zi, într-o seară, am numărat oamenii, erau 12 persoane, din care 11 erau pe telefon. Și chiar e o campanie foarte, foarte bine gândită de colegele noastre și mă bucur că am putut să fac, să sprijin proiectul. Studentele se gândesc ca în viitor să extindă campania și în alte cafenele din oraș.
Avem acum știri pe scurt, aflați informații despre candidați la alegeri, dar și despre alte subiecte. Europarlamentarul Corina Crețu, candidat la alegerile din 25 mai, a participat astăzi la comemorarea victimelor inundațiilor din 1970. Ea a declarat că a dorit să participe la evenimentul solemn pentru că are ceva în comun cu sătmărenii care și-au pierdut rudele în data de 14 mai. Pe mine m-a emoționat foarte tare acest moment și am ținut neapărat să fiu aici la Satu Mare când s-au comemorat victimele inundațiilor, pentru că bunicul meu, dar în județul Sălaj, a murit tot în 70, sigur, de epuizare, după o zi în care i-a ajutat pe conaționalii și concetățenii săi în acele momente foarte tragice care au reprezentat o mare încercare pentru și o mare tragedie pentru această zonă. Candidatul UDMR Noaci Sobolș și-a exprimat convingerea în cadrul unei conferințe de presă susținute astăzi alături de vicepreședintele politic al UDMR Borbei Laszlo și de președintele UDMR Satu Mare, senatorul Pataki Ciobo, că va câștiga alegerile în Colegiul 2 pentru Camera Deputaților. Noaci Sobolș a adăugat că UDMR își va trimite mesajul electoral de la om la om și că formațiunea sub sigla căreia candidează își dorește să reprezinte toți sătmărenii din Colegiul 2, nu numai pe cei de etnie maghiară. Vicepreședintele Borbei Laszlo l-a prezentat pe Noaci Sobolș drept un politician din generația tânără, plin de perspective, adăugând că abia așteaptă să-i fie coleg în Parlamentul României. În cadrul unei conferințe de presă susținute cu ocazia vizitei efectuate astăzi la Satu Mare, vicepreședintele politic al UDMR, fostul ministru Borbei Laszlo, a declarat că marea provocare a formațiunii pe care o reprezintă este să-i convingă pe alegători să meargă la vot în data de 25 mai, că Uniunea va trece pragul electoral și chiar speră să aibă 3 europarlamentari. De asemenea, fostul ministru al mediului a arătat că în perioada în care s-a aflat la guvernare și în limita posibilităților financiare, UDMR a reușit să asigure finanțare pentru diverse obiective din județul Satu Mare. Premierul Victor Ponta a vizitat astăzi și organizația de partid din Odoreu. Împreună cu ceilalți membri ai executivului și cu colegii de partid au fost primiți de odoreni, așa cum se cuvine, cu pâine, sare, pălincă și ciocolată. Local, Viorica, consilier local. Noi vă susținem să așteptăm finalul așa cum dorim. O să fie de bine, o să fie de bine. Colegii de partid din organizația de la Odoreu și-au reafirmat încă o dată sprijinul pentru Victor Ponta în cazul în care acesta va candida la alegerile prezidențiale. De la Odoreu, premierul a pornit spre mitingul de la Sein. Continuăm jurnalul cu sport, prezentat de Florin Mureșan și Meteo cu Silvia Spanciu. Rămâneți aproape! Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Campion pentru a doua oară cu Steaua București, fundașul sătmărean Florin Gardoș a vorbit luni seara în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă de la Nord-Vest TV despre sezonul ce se apropie de final, mai ales despre posibilitatea ca el să părăsească în această vară gruparea din Ghencea. Gardoș a acceptat că a avut cel mai bun sezon din carieră, iar titlul cucerit al patrulea trofeu al său în cei 4 ani petrecuți până acum la Steaua. Gardoș recunoaște că la suflet a rămas victoria din finala cupei după succesul împotriva lui Dinamo de acum 2 ani. A fost o victorie specială, am câștigat cupa și nu oricum, ci împotriva lui Dinamo a punctat fundașul crescut la Someșul Satu Mare. Legat de posibilitatea de a părăsi Steaua în această vară, Gardoș recunoaște că a aflat de ofertele venite pentru el, dar deocamdată nu poate spune mare lucru. Am avut chiar acum cu dânsul o discuție pe tema asta, mi-a spus că dacă va veni ofertă va da drumul, n-am discutat de o sumă concretă. Vom vedea probabil. Tu ești acum la Cristi Chivu, el ți-e impresar, nu? Sau italianul? Nu, nu mi-e impresar. Cristi, în primul rând, nu e impresar. Am avut într-adevăr o discuție și cu el. În momentul în care frații Becali au fost arestat, normal, contractele au fost anulate. Normal, e o decizie importantă, că mai ales în perioada în care m-am contează mult de cine să fie prestreat și vreau să iau cea mai bună decizie. Din păcate, Gardoș va avea o vacanță extrem de scurtă și nu știe dacă va apuca să vină acasă la Satu Mare în această perioadă. Noroc că am fost acasă de Paști, că familia a fost alături de mine la Cluj și după meciul cu U am sărbătorit titlul împreună. Sora mea vine destul de des la București, așa că mai trece dorul de casă. Nu știu dacă și noi steliștii vom merge la Națională, știu doar că reunirea e pe 13 iunie, așa că vacanța ar putea fi de doar 9-10 zile. Asta e viața, a mai declarat proaspătul campion al României, care luni și-a revăzut patronul pe Gigi Becali. Mă bucur că l-am văzut
optimist și cred că i-a făcut plăcere să se întâlnească cu noi. Avea turnul bun și asta ne dă încredere. A amintit Gardoș, care la finalul interviului le-a mulțumit sătmenerilor care au fost alături și în momentele mai grele și au trimis mesaje de încurajare sau apoi de felicitare. Sala de scrimă Floreasca din capitală găzduiește în această perioadă campionatul național de floretă pentru seniori, proba masculină la individual și pe echipe. Ieri a avut loc concursul individual, acolo CS Satu Mare a avut 4 reprezentanți, Alpar Bartok, Beniamin Bodo, Bogdan Dascălu și Sebastian Flucuș. Cel mai tânăr dintre aceștia, Bodo, a reușit să cucerească bronzul. Din păcate, Bartok și Flucuș au fost învinși de 2 floretiști de la CSU Cluj pe tabloul de 32, al doilea pierzând în fața fostului coleg sătmăreanul Sabolc File, acum la Cluj. Dascălu a fost eliminat în sferturi după 12-15 cu Vlad Poroșniuc de la Steaua. Cel mai departe a ajuns tânărul Beniamin Bodo, care la doar 16 ani s-a calificat în semifinalele de la seniori. Din păcate, sătmăreanul pregătit de Arnold Ijachi a fost învins pentru intrarea în finală de mult mai experimentatul Iulian Teacă de la Timișoara, floretist care s-a aflat în pregătiri la Centrul Olimpic de la Satu Mare cu ani în urmă. Astfel, Beniamin Bodo a obținut o nesperată medalie de bronz pentru CS Satu Mare, deși se află la o vârstă fragedă și a avut adversar de calibru. Competiția continuă azi și mâine, când se vor disputa meciurile din Superliga și Divizia A. Antrenorul echipei de basket de la CSM Satu Mare, Petru Eleș, a ales să nu intre în vacanță încă și să participe la un curs de perfecționare. Asta din bani și inițiativă proprie. Mai exact în perioada 17-18 mai va avea loc la Milano un stagiu pentru antrenorii de basket cu ocazia Final Four-ului Euroligii Masculine. Cursurile vor fi ținute de antrenori de prestigiu, Juan Antonio Orenga, antrenorul naționalei masculine a Spaniei, Simone Pianigini, antrenorul similar al Italiei, Yasmin Repensa, antrenorul Croației și Brian Hill, antrenorul NBA. În plus, Petru Eleș va putea participa și la antrenamentele oficiale ale echipelor calificate în această fază. În Final Four-ul Euroligii, CSK Moscova dă piept cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului, vineri de la ora 19, Real Madrid întâlnește FC Barcelona de la ora 22. La masa presei se va afla și antrenorul sătmărean, care are ocazia să vadă pe viu bască de calitate. E o șansă mare pentru mine și cu siguranță va fi o experiență deosebită. Se anunță un curs foarte interesant cu unii dintre cei mai buni antrenori din lume. În plus, la Milano voi putea urmări și meciurile din Euroliga. Ce-ți poți dori mai mult de la bască decât să le vezi la lucru pe viu pe cele mai bune 4 echipe ale momentului de pe continent, a declarat înainte de plecare Petru Eleș. Astfel, antrenorul sătmărean va avea multe de învățat de la cei mai buni antrenori ai momentului, care au la activ câteva finale de cupe europene câștigate. La Milano vor fi lecții teoretice practice predate de elita basketului. Atât din sport pentru moment, rămâneți alături de Nord-Vest TV. Bună seara și bine v-am găsit! Codul galben de precipitații a fost extins pentru majoritatea județelor din țară, în timp ce altele se află sub atenționare de cod portocaliu, iar hidrologii au și ei informații îngrijorătoare. Haideți să vedem minimele și maximele zilei de mâine. Pe continent, vremea va fi frumoasă doar în regiunea de sud. Ne așteptăm la maxime destul de ridicate în peninsula iberică. Vor fi 32 de grade la Lisabona și 26 la Madrid, în timp ce în capitala Italiei se vor înregistra 22 de grade. În rest, vorbim de precipitații. 17 grade vor fi la Paris, 12 la München și 16 la Budapesta. La noi în țară, atenționarea meteorologică de cod galben va fi valabilă până mâine seară. Instabilitatea atmosferică se va manifesta în cea mai mare parte a țării prin averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat căderi de grindină. În Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în vestul și sudul Transilvaniei, cantitățile de apă vor depăși local 20-30 de litri pe metru pătrat, în timp ce alte județe sunt sub avertizare de cod galben, ceea ce înseamnă că precipitațiile vor trece de 70 de litri pe metru pătrat. În plus, hidrologii anunță că anumite râuri vor depăși și cotele de atenție și cele de inundații. În ceea ce privește regimul termic, ne așteptăm la maxime de 18 grade la București și Brașov, dar și la Iași 20 de grade la Constanța, 17 la Cluj-Napoca, doar 15 grade mâine la Timișoara. Și regiunea de nord-vest a țării se va confrunta cu instabilitatea atmosferică. Asta înseamnă că ne așteptăm la averse și descărcări electrice, dar și la intensificarea ale vântului. Maximele nu vor trece de 17 grade, în timp ce minima s-ar putea să ajungă și la 5 grade Celsius. Ne așteptăm la precipitații în această seară și pentru județul nostru, cu minime ce vor ajunge la 8 grade la Satu Mare, care a ieșit Tăjnat, și 7 grade la Negrești-Oaș.
Mâine la noi în județ cerul va fi predominant închis, ne așteptăm la intensificare ale vântului, iar precipitațiile vor fi la ordinea zilei, maximele nu vor depăși 17 grade la Satu Mare, Carei și Tășnat și 15 grade la Negrești, Oaș. Nici municipiul nu va avea parte, din păcate, de o zi mai frumoasă. Minima nocturnă va fi de 8 grade Celsius, în timp ce maxima va atinge 17 grade. Acestea au fost principalele informații meteo. Noi ne revedem mâine. Până atunci, aveți parte doar de vreme bună alături de Nord-Vest TV. Acestea au fost știrile, sunt Silvia Cech și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe Nord-Vest TV. La revedere!